Este iarnă în toată regula la munte, deși au mai rămas câteva zile până la Paște. În această dimineață s-a acționat pe DN67C între Novaci și Rânca pentru ca șoseaua să fie curățată de zăpadă. A fost împrăștiat și material antiderapant, iar utilajele rămân în zonă pentru a interveni la nevoie. Pe ambele tronsoane s-a acționat cu câte două utilaje, lamă și material antiderapant. Acum nu mai sunt probleme, e o lapoviță. A fost mai mult de ger, așa, a fost o lapoviță transformată în insoare din cauza temperaturilor scăzute. Întreaga stațiune turistică este acoperită cu un strat consistent de zăpadă, iar pârtiile de schi sunt pregătite ca în toiul iernii.